mulți ani în urmă. Biserica noastră căuta un frate care să devină păstorul tineretului. Și căutam un băiat care să fie vorbit de bine. Am auzit de unul care era la Bistrița. Și ne-am urcat în avion, ne-am dus la Bistrița, nu i-am spus nimic, am fost la biserică, am văzut cum se comportă în biserică, am întrebat pe frați despre el, nimeni nu știa de ce îl întrebăm, stat de vorbă cu el. Și până la urmă mi-am dat seama că toate vorbele erau îndreptățite și am făcut actele și l-am adus în America să fie păstorul nostru de tineret, Radu și Daniel Brânzei. Asta vreau să vă spun la început, așa a început aventura noastră. Nu vreau să vă obosesc, eu sunt puțin stors de energie, sau mai bine zis împlinit, așa obosit ca după foarte multe lucruri bune. Cântarea de dimineață și tot ce a fost acolo ne-a făcut să plângem și să râdem și să ne întărim și în același timp să ne golim și să ne umplem. A fost tot ce trebuia să fie. Am venit la dumneavoastră din bucuria de a vă vedea, n-am văzut niciodată această casă de rugăciune așa de frumoasă. Îmi dau seama că Dumnezeu are planuri mari cu casa aceasta de rugăciune și are planuri mari cu orașul Charlotte. După câte am citit, eu îmi place întotdeauna să mă duc undeva să citesc ceva despre locul acela. Planurile sunt ca urbea dumneavoastră să ajungă la 2.400.000-500.000 de locuitori, puțin mai mare ca Bucureștiul. Și probabil că anticipând lucrurile care vor fi, Dumnezeu a pregătit o casă încăpătoare. Fiți dumneavoastră primitori de oaspeți și Dumnezeu să-și binecuvinteze lucrarea Lui printre românii din aria aceasta. Amin? Adu-i, Doamne, Tu! Adu-i pe cei care ai hotărât Tu mai dinainte. Pentru dumneavoastră sunt strâns din mai multe părți în ceea ce privește subiectul. Vă dați seama, noi predicăm de 2-3 ori pe săptămână și de câțiva ani de când predicăm noi s-au adunat un pic de subiecte. E tare greu să știi care să vorbești când te duci într-o altă biserică. Păstorul nu este un evanghelist. Păstorul este un om legat de o biserică. Știți regulile darurilor duhovnicești. Și el a dat, Efeseni capitolul 11, nu? 4 cu 11. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și pe alții învățători. Asta e instrumentul de lucru al lui Dumnezeu în biserică. Ia să vă duc, eram ca voi, tineri ca voi, eram mai mic ca voi. Învățam asta de la Campus Crusade în România. El a dat pe unii apostol. De ce este acesta apostol? Asta e singurul deget, se numește opozabil. Asta ne face altfel decât toate celelalte animale, pentru că putem apuca, se transformă într-un clește. Dacă ar fi ăsta, ar fi lângă așa, n-am putea apuca. Și el este opozabil, se numește. Și apostolul este cel, în rânduiala lui Dumnezeu, singurul care are autoritatea asupra tuturor bisericilor de pretutindeni și din toate timpurile. Nu mai sunt astăzi apostol, dar temelia a fost pusă pe, biserica are temelia pusă pe lucrarea apostolilor și a prorocilor în Domnul din veacul întâi. Apostol. Foarte ușor, Campus Crusade, ăștia lucrau printre studenții, la toate s-a gândit. Apostolul este cel care iese înaintea poporului și spune, așa vorbește Domnul. El proclamă, nu explică, el spune, așa vorbește Domnul. După care, al treilea deget este din Efeseni 4:11, apostol, proroci, evangheliști. Evangheliști. Nu mă pot încurca, că spun degetele imediat. Evangheliștii sunt cei care ajung cei din tâi într-un loc în care n-a ajuns încă nimeni. Și ăsta e degetul cel mai lung. Ăștia sunt evangheliștii, ajung acolo unde încă n-a ajuns nimeni. Apostol, profet, evanghelist, după care urmează păstor. Păstorul este cel care e căsătorit cu o biserică locală. Asta este degetul cu verigheta, nu? Eu când vin la dumneavoastră nu sunt păstor. Așa cum dacă mă duc într-o altă familie nu sunt soț. Sunt soț numai la mine, numai acasă, față de soția mea. Păstorul are o relație specială cu un grup de credincioși. Și ia să vedem cum au scos cei de la Campus Crusade, al cincilea apostol, proroci, evangheliști, păstori,
și învățători. Învățător este cel care îndeasă și îndeasă și îndeasă și îndeasă și îndeasă, învățătură după învățătură. Eu sunt un păstor și sunt acasă la mine, mă simt foarte bine, știu ce le-am dat de mâncare ieri, știu unde vreau să-i duc mâine, îi cunosc, i-am vizitat în familie, știu problemele lor, o luăm prin Biblie la rând, ne oprim aici, mergem dincolo. Acasă e ca acasă, dar când vin în altă familie, mi-e tare greu, pentru că nu știu ce s-ar potrivi și atunci stau înaintea Domnului, pentru, de exemplu, pentru desculță am avut două subiecte, m-am zbătut câteva luni între ele, care să fie, care să fie, care să fie. Unul a fost acolo, am zis că l-aduc pe al doilea la dumneavoastră, oricum le știam pe amândouă, dar m-am dus lângă soția mea și a zis, nu, e mai bine așa. Și ne sfătuim, pentru că nu întotdeauna simțim modunare așa și Duhul Domnului ne călăuzește într-un fel sau în altul. Am decis să iau pentru dumneavoastră un subiect mai simplu, deși foarte profund. Este foarte bun pentru tineri, dar nu numai pentru ei. Vă spun așa, în introducere, cam ce erau celelalte. Aș fi vrut să vă vorbesc despre sfințenie și despre imposibilitatea noastră de a înțelege termenii în care ne vorbește Dumnezeu. Țineți minte, la un moment dat, Domnul Iisus vorbește Nicodim. Nicodim nu era oricine din drum. Nicodim era învățătorul lui Israel. Vreau să aveți aici un învățător extraordinar, fratele Liviu. Un învățător e un învățător. Și când Domnul Iisus stă de vorbă cu cel mai din Israel, nu se înțeleg. Vorbește de naștere din nou, ăla se poate băga un om înapoi în pântecele maice. Nu poate să comunice, terminologia nu merge. Terminologia asta, nașterea asta din nou, ce înseamnă nașterea asta din nou? Și Domnul Iisus atunci oftează și zice, dacă v-am vorbit de lucruri de pe pământ și nu înțelegeți, ce veți face când am să vă vorbesc de lucruri din cer? N-am posibilitate de comunicare. Și noi avem două cuvinte pe care le folosim în cântări, în predici, în vorbele noastre, care între noi fie vorba, nu știm ce înseamnă. Nu știm ce înseamnă. Nu știm ce înseamnă. E o mare criză în creștinism și este o criză în comunicarea noastră cu Dumnezeu. Avem o criză grozavă de comunicare cu cei din lume. Cele două cuvinte pe care aveam de gând să le prezint fraților de la Descult sunt aceste două. Ele apar din o altă lume, nu sunt la noi acasă. Domnul Iisus zice, dacă v-aș vorbi de lucrurile din cer, cum ați înțelege? Unul este slavă și unul este sfințenie. Orice cuvânt are o încărcătură, se numește încărcătură semantică. Adică dacă spun o grupare de sunete, în mintea dumneavoastră se aprinde o imagine. Dacă pun scaun, imediat se aprinde în imaginație ce? Un scaun, e clar, e scaun. Dacă spun pom, prinde un pom. Dacă spun bijuterii, mă uit la fete sau la surori, la care mă uit. Ce se aprinde în imaginația dumneavoastră? La vrat se aprinde un băț mare, așa. Da. Se aprinde ceva. Avem o problemă cu citirea cuvântului lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu comunică niște noțiuni din lumea Lui, aduse în lumea noastră. Sunt ca niște inventații pe care deocamdată nu le înțelegem. Spun cuvântul ăsta, slavă! Ce se aprinde la dumneavoastră în imaginație? Nimic. Nimic. Este un cuvânt gol. Este un cuvânt gol. Da, pentru noi sigur că da. El trebuie umplut și lămurit. Și al doilea cuvânt care vine din lumea lui Dumnezeu este cuvântul sfințenie. Sfințenie. Așa de greu de înțeles aici în teritoriul bisericii, în perimetrul nostru. Frați care sunt de 30-40 de ani la credință, nu știu ce înseamnă sfințenie. O, fratele a venit să ne jignească aici. Nu vreau să jignesc, nu vreau să jignesc pe nimeni. Gândiți-vă însă că ar trebui să vorbim cu cineva de pe stradă și să folosești cuvântul slavă sau glorie sau sfințenie. Să uită la tine ca la felul 14. Pentru că nu se aprinde nimic la el în imaginație. Nu are corespondent în database-ul lui, aici, în hard drive-ul lui. Nu are corespondent. Sfințenie este un subiect teribil de important. Îmi place foarte mult. În ultimul timp Dumnezeu mi-a descoperit și mie niște lucruri care nu le știam și am vrut să vorbesc fraților de la Desculți despre sfințenie. Pentru că
În general, noi înțelegem prin ceea ce nu este. Nu prin ceea ce este. O definim prin negativ, prin ceea ce nu este. A fi sfânt înseamnă, și învățam noi asta în România, a fi sfânt înseamnă să nu înjuri. Ok, am înțeles. A fi sfânt înseamnă să nu mergi la dans. Ok, am înțeles. A fi sfânt înseamnă să nu bei. Am înțeles. A fi sfânt înseamnă să nu. Și a venit un tânăr la Bacău și a zis, am găsit cel mai bun sfânt, cel mai sfânt din orașul Bacău. Și am zis, cine e? E statuia lui Bacovia din centru. Cu tinerii nu te pui, că ăștia gândesc. Ce statuia nu face nimic. Ăla e un sfânt. Păi dacă ai sfințenie, am încurcat-o. Dacă ai sfințenie, am încurcat-o. Și am vrut să explic la frații ăștia de la desculție ultima mea lumină din partea lui Dumnezeu ce înseamnă sfințenia. Îmi dau seama că este un subiect puțin mai greuț și este prima dată când ne întâlnim, dar dacă Radu și Sonia sunt aici, s-ar putea să ne mai vedem. Și dacă Cristi băiește pe aici, s-ar putea să... Avem mari probleme, mai ales cu noua generație. Le cerem să fie sfinți și nu știm, și ei nu înțeleg ce le cerem, de fapt. În afară de nu, ăsta, care e pozitivul? Valentin are un obicei frumos, Valentin Popovici, mai mare ca noi cu un cap, ca și predicator aici în America, și predică extraordinar și recite câteodată când prezintă tinerii. Iată, vin tinerii, tineretul tău vine la tine din sânul zorilor îmbrăcați cu podoabe sfinte. Repet numai ultimele două cuvinte. Podoabe sfinte. Cu care sunteți de acord? Avem probleme. Avem mari probleme. Avem mari probleme. Pentru că la noi un sfânt nu poartă podoabe. Și atunci frații noștri care atâta știu și Dumnezeu îi judecă numai după ceea ce știu, spun, fraților, podoabele sfinte sunt modestia și le spiritualizează și fac din podoabele sfinte o descriere a unui caracter frumos înaintea lui Dumnezeu. Bălonii! Voi evrei când vorbeau acolo, vorbeau de podoabe sfinte și erau podoabe. Cum, frate Daniel? Păi, la muntele Sinai, Dumnezeu a zis, sfințiți-vă, peste 3 zile Dumnezeu face lucruri mari. Adică, cum a să se sfințească? În 2-3 zile te poți sfinți așa dintr-o dată? Și ea se îmbrăcau cu podoabe sfinte? Avem mari probleme de comunicare, de aceea, câteodată și cântăm de ceea ce nu înțelegem și vorbim, și noi de aici, de la Ambon, vorbim și dumneavoastră înțelegeți fiecare ce vrea și bătrânii și părinții spun ceva despre sfințenie și tinerii nu înțeleg nimic ce vor să facem să facă și am zis că Dumnezeu m-a adus anul acesta aici la Hickory să facem un studiu despre sfințenie, un pic așa. Și l-am întrebat pe Florian Guler, Florian, ce temă aveți? Nici o temă, ce de domn? Ok, și am spus asta sau asta... sau asta, și a zis, orice numai studiu să nu fie. Și mi-a tăiat, a fost clar, mi-a tăiat, dacă studiu să nu fie. Aici suntem să cântăm, să depunem mărturii și să ne rugăm și să spunem poezii, dar nu facem studiu și nu facem predici lungi. Ok? Și am zis că vin la dumneavoastră și țin studiu despre sfințenie. Și mă răzbun și tot îl țin dacă nu l-am ținut. Dar e greuț. Greuț și nu ne cunoaștem. Și nu, mi-e teamă nu pentru mine care plec, mi-e teamă pentru Radu care rămâne. Că eu dau și fug. El săracul rămâne aici. Pentru curiozitatea dumneavoastră vreau să vă spun că sfințenie înseamnă ca și slava este un termen din lumea lui Dumnezeu, nu-i de la noi. Și de aia nu-l putem, nu avem echivalent în imaginație. Sfințenie înseamnă excelența lui Dumnezeu în natura și în acțiunile Lui.
Vrei să mă pot mișca? Pentru că eu român, o să mă întrebe, frate, ce ați zis. Dacă nu aud. Dacă nu aud. Să mi-l pui de aici, că aici nu știu asta. Nu, sau nu știu ce aici a pornit. Și acasă nu mă simt bine dacă am buzunarele umplute și las telefonul, las portofelul, le uit pe acolo. La dumneavoastră pot să-l las că e gol. Sfințenia înseamnă excelența lui Dumnezeu în natura și în acțiunile Lui. Excelența lui Dumnezeu în natura și în acțiunile Lui. Este ceea ce este deasupra lumii noastre în performanță. Mă lăsați să vorbesc puțin despre sfințenie. Vorba vedem noi dacă ajungem la asta. O, stinge-l pe asta și de-l pe la altul. Hai, dacă tot am început. A venit un bărbat din America să se căsătorească în România și a predicat la Biserica Mihai Bravo. Și el, fiind crescut în America, venea pentru prima dată în România, biserică foarte bună, Biserica Mihai Bravo din București, sub comunism. Creștinismul nostru însemna supraviețuire, sub persecuție, însemna suferință, însemna păstrează-o ca o taină în sufletul tău. Noi trăiam în societatea în care se spunea așa, nu gândi, gândește partidul pentru tine. Tu n-ai voie să gândești. Și ăștia erau cei mai buni cetățeni care nu gândeau. Sau dacă gândești, măcar nu vorbi. Nu vorbi, ține-o înăuntru. Dar dacă ai vorbit, măcar n-o scrie. Că dacă ai scris-o, am scris-o. Dacă ai scris-o, măcar nu semna. Nu semna. Totul se întâmpla înăuntru, aici era o taină a trăirilor noastre. Și el a venit la amvon, predicat așa cu un tânăr din America și la un moment dat n-a mai avut oxigen. Pentru că așa ca și mine, se uita în sală și frații aia nici nu râdeau, nici nu plângeau. Doar se uitau la el. A zis o glumă, nimic. A zis ceva de aia, nimic. Și atunci el s-a oprit și a zis, fraților, mă uit la dumneavoastră, aveți toți niște figuri lunguiușe de sfinți bizantini de pe peretele bisericii ortodoxe. Repet, figuri lunguiușe, ce înseamnă asta? Un om care n-a mai mâncat de vreo... Așa sunt sfinții în România și în Moldova sunt la fel. Puși pe pereți, vineși dacă se poate, cu ochii ieșiți din orbite... Și lumea le zice că ăia sunt sfinți. Ăia sunt sfinți. Oare asta se însemne sfințenia lui Dumnezeu? Îl închipuiți pe Domnul Iisus așa? A lucrat o perioadă de vreme paralel cu Ioan Botezătorul. Acum Ioan Botezătorul pregătea venirea lui prin pocăință. Oamenii n-au nevoie dacă nu sunt conviși mai întâi că sunt păcătoși. Trebuie să-i salvezi dacă sunt în pericol. Și Ioan a venit să le arate pericolul. Și era dur și era aspru. Pui de năpârși, cine v-a învățat pe voi să fugiți de mânia viitoare? Și striga la ei. A venit Domnul Iisus, niciun fel de rezultat, niciun fel de rezultat. Și Domnul Iisus s-a ridicat la un moment dat și a zis, ce mă fac cu voi? Voi semănați cu copiii aceia despre care se spune proverbul. V-am cântat de jale? Și n-ați spus. V-am cântat de veselie? Totuși, înțelepciunea a fost găsită îndreptățită de fiii ei. Și Domnul Iisus, dacă observați, se asociază nu cu Ioan Botezătorul, care era ascetic, interzicea. Zice, eu am venit mâncând și bând. Și îmi spuneți că am drac.
Nu se poate să fie un sfânt să mănânce și să bea. Uită-te la el că stă la masă cu vameșii și cu femeile păcătoase. Nu se poate să fie sfânt. În concepția lor era aceeași idee. Un sfânt înseamnă un om care se abține. Ioan Botezătorul, da, este un sfânt, pentru că a stat în pustie, a renunțat la viața, a renunțat la familie, a renunțat la bucurie, da, s-a dus acolo, era sigur că da, o fi fost un sfânt, dar ăsta din Nazaret nu se poate să fie sfânt. Nu se poate să fie sfânt. Mă eu vă întreb pe dumneavoastră, a făcut confuzie sau nu? Cine era sfânt? Amândoi erau sfinți. Și Domnul Iisus se identifică cu partea aceasta frumoasă a vieții, cu bucuria, cu împlinirea, cu lucrările deosebite. Avem și astăzi probleme în biserici, biserici în România, și avem probleme în America, și avem probleme în România, pentru că frații nu asociază ideea de sfințire cu ideea de bucurie. Au aceeași, conștient sau subconștient, convingere că a fi sfânt înseamnă să te restrângi și să nu faci, să te lipsești, să fii un pusnic. Și sigur că da, sfințenia are două sensuri. Are unul pozițional, iei un lucru sau un om și îl pui deoparte, îl scoți din lumea aceasta și îl pui deoparte, îl sfințești pentru Dumnezeu. L-ai consacrat lui Dumnezeu și este sfânt. Asta este pozițional, că este desprins de lumea aceasta. Dar asta nu-i numai atât. Sfințirea are o încărcătură calitativă. Este nu numai separat din lumea asta, este așa de deasupra acestei lumi, că nu se poate închipui. Sfințenia este excelența lui Dumnezeu în natura și în acțiunile Lui. Dăm, sau să-mi dau eu cam slide-ul următor. Sorry. Eram în Australia, fetelor, și fratele Busuio, care este colegul meu de seminar, m-a invitat acolo în Australia, am fost cu Dana și m-a pus să vorbesc la toate serviciile și m-a chemat la tineret și știe că îmi place studiile, tinerii să-mi pună întrebări, frații să-mi pună întrebări, să avem tablă, să facem desene și așa mai departe. Și eram la tineret și am făcut o scurtă introducere, ne-am rugat. Și după aia fratele Busuioc zice, și acum dacă aveți întrebări pentru fratele Daniel. Și o fată, nu e ea, dar seamănă cu ea, erau, știu, vreo 40 de tineri. Zice, frate Daniel, vreau să-mi spuneți, dumneavoastră ați vorbit despre sfințenie. Ce înseamnă sfințenie? Și m-am uitat la Busuioc, zic, nu știe românește? Are probleme că era australian, că vorbea limba engleză, mă gândeam, nu înțelege românește. Zice, nu, înțelege românește. Și mi-a dat seama că fata asta are altă problemă. Nu-i problema că nu înțelege ce înseamnă. Și imediat m-am rugat și am zis, Doamne, dăm un răspuns pentru fata asta. Și pentru că eram la tineret, am făcut pe specificul lor. Și am zis, draga mea, uite așa, sfințirea este o problemă de calitate. Calitate. Tu ești tânără, vrei să te măriți? S-a făcut roșie. Aici. Ce fel de soț ți-ai dorit tu? Pentru că trebuie să te gândești ce fel de soț vrei să-ți iei tu. Și în lumea asta există, la nivel de calitate, există zero, cum ar veni, neutru, ceea ce înseamnă așa și așa. Așa și așa. După care, dacă cobori înspre negativ, sub așa ceva este rău. Este rău. Sub rău ce este? Mai rău. Sub mai rău ce este? Este cel mai rău. Și sub ăsta există foarte rău. Asta sunt grazele de comparație în limba română, în gramatică. Așa și așa, rău, mai rău, cel mai rău, foarte rău, absolutul. Și jos sub ăsta este demonic. Drăcesc. Acum, dincolo de așa și așa neutru, e partea pozitivă. Înseamnă, așa și așa înseamnă bun. Dincolo deasupra lui bun este mai bun. Deasupra lui mai bun există cel mai bun. Deasupra lui ăsta există foarte, foarte bun absolutul. Iar deasupra lui ăsta și ce există? Sfânt.
Și acum am întrebat-o pe ea, tu ce fel de soț ți-ai dori? Unul așa, așa, așa? Ce fel de soț ți-ai dori? Unul bun? Unul mai bun? Sau ți-ai dori un sfânt? Asta înseamnă sfințenie. Este o problemă de calitate. Este o problemă de calitate. Este asemănarea noastră cu Dumnezeu. Ni se spune în cuvântul lui Dumnezeu, sfiți, sfinți, căci eu sunt sfânt. Acum ne lasă la fel cu cuvântul acesta gol, care nu are conținut, dacă nu ne-ar da o altă traducere, este un sinonim. În Matei, capitolul 5, versetul 48, ni se spune, n-ați înțeles ce înseamnă să fiți sfinți? Vă spun cu un alt cuvânt, fiți desăvârșiți după cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Așa și așa, bun, mai bun, cel mai bun, foarte bun, sfânt, adică desăvârșit. Desăvârșit. Era pe secolul 3, secolul 4, creștinismul a pus stăpânire pe Roma, a cucerit Imperiul Roman și oamenii aveau probleme cu cuvântul sfințenie, ca și noi, aceeași problemă cu cuvântul sfințenie. Era un cuvânt gol, nu putea să-l umple cu ceva. Și atunci au inventat un termen, un sinonim și i-au spus excelent. Excelent vine de la două cuvinte din limba latină și înseamnă ce? Ex înseamnă din și celo? Din cer. Și latinii au zis așa, nu înțelegeți ce înseamnă sfințenie? Înseamnă ceva căzut din cer. Și într-un fel nu înseamnă, ți-a dat un cuvânt gol în locul un alt cuvânt gol. Dar cumva ne-a umplut mintea în ideea că de atunci lumea vorbește despre excelență. Sfințenia lui Dumnezeu înseamnă excelența lui Dumnezeu în natura lui și în lucrările lui. Nu există ceva mai bun. Nu se poate ceva mai bun. E cea mai înaltă calitate deasupra tuturor calităților. Este așa de frumoasă, este așa de bună, este așa de desăvârșită, este așa de sfânt, încât poți să spui, e dintr-o altă lume. E dintr-o altă lume. Băieți, când voi o să vă îndrăgostiți de o fată și o să vă uitați așa la ea cu ochii dragostei, cu ochelarii dragostei, o să spui, e ca un înger venit din cer. E, te păcălește. Ideea este când să... nu ai corespondent pe pământ. Îi spui, este ca din cer. Asta înseamnă sfințenie. Desăvârșit înseamnă excelent. The best, cum spune fratele rus, cuscrul meu. Și sigur, putem aplica aceasta la multe lucruri, dar deocamdată aș vrea să spuneți împreună cu mine. Citim cu voce tare toți? Sfințenia este excelența lui Dumnezeu în natura și în acțiunile sale. Încă un text care ne ajută. Încă un text care ne ajută să ne dăm seama că sfințenia este un superlativ de calitate. Iată ce spune Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 5, de la 25-27. Citim toți cu voce tare, vă rog frumos. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească. Ce înseamnă asta ca să o sfințească? Ia să vedem. După ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă, ireproșabilă. Ireproșabilă. Asta înseamnă să sfințească Hristos biserica. Vrea să facă din biserică ceva ireproșabil. V-am obosit? Până acum a fost clar? Vreau să vă spun o pățanie cu evrei.
În Cartea Legii lui Moise, după ce au fost făcute toate uneltele de la cort și cortul tot, nu s-a putut intra în slujbă, nimic nu se inaugurează până când nu erau stropite cu apa vacii roșii. Cât țineți dumneavoastră minte din Vechiul Testament? Profetic vorbind, noi toți știm că undeva evreii au deja toate pietrele noului templu stocate, sunt tăiate, sunt făcute, preoția este făcută, le-au luat sânge, au văzut care sunt coheniți, adică din Aron, au identificat cei care sunt din marele preot, se fac școli cu ei, cei care sunt să fie preoții deosebiți n-au voie să atingă pământul de la naștere și până când vor intra în slujbă, stau undeva deasupra pământului. Dacă mergeți în Israel, o să vedeți noile unelte de la templu, eu le-am văzut, mergeți dumneavoastră, le vedeți, hainele preoțești, mitra, totul e acolo. Furculițele, cleștii, lumânările alea, cum le spune, candelele, totul este gata. Totul este gata. Și din când în când auziți, evreii sunt gata să pornească cel de-al treilea război mondial, că vor să pună piatra din capul unghiului și să înceapă clădirea. Dar asta înseamnă să dea jos moscheia lui Omar. Ce se întâmplă acolo? Pa, arabi, pa, la, 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 la. Și din când în când, iarăși evreii încep, iarăși evreii încep. Și toți știm că totul este pregătit. Au un singur lucru care le lipsește. Nici o slujbă de acolo nu poate să înceapă până când toate obiectele acestea și preoții personal trebuie stropiți cu vaca, cu apa vacii. Dacă asta e apa vacii roșii, trebuie să găsești întâi ce? O vacă roșie. Fraților, o vacă roșie nu e ceva așa de... În primul rând că vreau să spun, nu e comunistă, nu e vorba de așa ceva. Dar nu se găsește ușor o vacă roșie. Poate să fie aproape roșie, dar să aibă, de obicei, vă spun, pentru că am studiat problema, aici am frunte, au probleme, aici apar câteva fire de apă alb. Și mai este într-un loc, exact în vârful cozii, la coadă, și sunt rabini, și v-am dat o poză cu unul de acolo în dreapta, ultima încercare a fost când... Au dat veste pe toată fața pământului. Plătesc bani, un sac de bani pentru cineva care le dă o vacă, dar să fie roșie. Și se duc, să vedeți, bărboșii ăștia, se duc cu lupa, rabinii ăștia, să cerceteze, să vadă că așa, mulți spun că e vacă roșie. Se duc ei și o iau fir cu fir, așa, că trebuie să fie sfântă, adică ireproșabilă. Adică roșie. Ultima încercare, poza asta este din estul statului Oregon. Un fermier i-a anunțat, avem vițel și este roșu. Este roșu, roșu, roșu. Și asta a zis, da, dar încă vițel trebuie să ajungă mai adult. Și s-au dus evreii, au cantonat acolo și au zis, dacă este roșie, vă dăm 10 milioane de dolari. Vă dați seama? E piciorul de accelerație, este cheia în contact. Au toate alea lante, dar nu poate să înceapă nimic. Pentru că lipsește vaca sfântă. Și vaca trebuie să fie sfântă, adică să n-aibă niciun fir de păr de altă culoare, negru sau alb. Asta e problema de obicei. Și au stat bărboși ăștia în Oregon acolo și vaca a crescut și vaca a crescut și într-o dimineață când au cercetat-o cu lupa, au găsit câteva fire de păr negru la coadă. Și au spus la fermierul din Oregon, sorry, nu putem să-ți dăm niciun ban. Când am auzit lucrul ăsta, am zis, măi, ăștia sunt americani și ăia sunt evrei. N-a fost un român, domnule, că eu pentru 10 milioane o bărbiream toată, pentru 10 milioane o vopseam. Ce vorbești pentru 10 milioane? Ce făceam eu? N-a întrebat un român, că în român îi găsea vacă roșie, îi găsea câte vrea el. Asta este o palidă ilustrație a ideii de sfințenie.
Trebuie să fie desăvârșită. Nu trebuie să aibă nici pată, nici zârcitură, nimic de felul acesta. Și acum ajungem la sfințenia aceasta personală. Sfințenia aceasta personală. Iată un verset care îmi place, pe care aș vrea să-l dau tinerilor din biserica dumneavoastră. Tinerilor care au auzit, poate de la păstori, toată viața lor, dacă Dumnezeu te cheamă să fii sfânt sau sfântă, să nu cumva să mergi la dans. Dacă ești așa să sfânt, să nu-și lași părul pe spate. Dacă vrei să fii sfânt, să nu porți așa. Dacă vrei să fii sfânt, să nu faci aia, să nu faci aia, să nu faci aia, să nu faci aia. Cu care probleme eu nu am, nu sunt păstorul dumneavoastră, Domnul să vă dea înțelepciune la părinți și la păstorul de aici, cum să vă rânduiască în lucrurile acelea. Dar câteodată suntem ridicoli, ridicoli de-a dreptul. Am fost în Teleorman, unde mi-am făcut practica după seminar și predicat dimineață, dar cina și după masă am predicat și după servici. Eram un băiețan, 24 de ani. Fratele responsabil oprește tot comitetul bisericii în camera din spate și o cheamă pe o fată la comitet și zice, vino jumătate să înveți. Eu eram țâcă, erau oameni bătrâni. Și o cheamă pe fata aia să o pună sub disciplină pentru că dimineața a purtat o cârpă și după masă a purtat o altă cârpă de altă culoare. Cârpă se numește batic în Teleorman. Și pentru că dimineața a purtat un batic și după masă altă culoare, au chemat-o să o pună la disciplină. Pentru că au vrut tineretul lor să fie sfânt. Doamne, iartă-ne! Iată însă un text frumos. Eu am candelabru exact în dreptul la textul meu. Ce înseamnă să fii sfânt? Așa și așa? Rău, mai rău, cel mai rău. Foarte rău, demonic, așa și așa, bun, mai bun, cel mai bun, foarte bun, sfânt. Și iată ce îi spune, ce le spune Pavel la credincioșii din Filipii. Citim toți cu voce tare? Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. A fi sfânt nu înseamnă a nu face, a fi sfânt înseamnă a face. Pavel îi spune lui Timotei, eu sunt un Timotei. Pavel îi spune lui Tit, eu sunt un Tit. Spune lucrul acesta apăsat, că ai noștri trebuie să se deprindă să fie cei din tâi în fapte bune. Iată ce este de folos pentru oameni. Nu sfânt bizantin cu figuri lunguiușe, cu ochii în orbite și nemâncat de 14 zile. Nu. Domnul Iisus zice, am venit mâncând și bând. Și când i-au făcut observație, cam multă veselie în anturajul ăsta al tău, de ce nu postesc ucenicii tăi? Domnul Iisus zice, pot oare să postească mântașe câtă vreme? Mirele este cu el. Unde este Iisus este bucurie. Unde Iisus este optimism. Unde este Domnul Iisus este totul se poate. Haideți la treabă, băieți. Mergem până la capătul lumii. Zidim împărăția lui Dumnezeu. Tot ce trebuie să faceți, să faceți the best. La superlativ pentru Dumnezeu. Căutați ce este cel mai frumos, cel mai adevărat, vrednic de cinste, ce este drept, ce este curat, ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă aceea să vă însuflețească, să vă însuflețească. Doamne, dă-ne biserici în care să pulseze viața Domnului Iisus Hristos. Nu biserici leșinate, nu biserici separate de lumea aceasta și aruncate undeva în pustie, și crezând că aceasta e o mare realizare. Biserici care să fie în lume, ca și trimeșii ai lui Dumnezeu, sarea pământului, lumina lumii, să strălucim și să vadă strălucind pe fața noastră ceva din frumusețea lui Hristos. Amin? Amin. Ce înseamnă sfințenie? Este excelența lui Dumnezeu în natura lui
și în atribuțiile și în acțiunile Lui. Frați și surori, și cu asta mă apropii și eu de un fel de încheiere, va veni o vreme în care până și pe zurgălăii cailor va fi scris ce? A dumneavoastră care știți Biblia mai bine ca mine. Radu este în domeniul electronicilor. Acum, electronicele pot să fie inventate într-o țară, făcut prototipul într-o țară, după care sunt făcute în altă țară, unde costul de muncă este mai jos. Dar în țara aia și tehnica oamenilor este mai jos. E făcut în Mexic, e făcut în Filipine. Made in Japan. Made in Japan. Sau dacă te duci în Europa, made in Romania. What? What? Made in Romania. Don't. Made in Germany. Made in Germany. Made in Germany. Profetul spune că va veni o vreme în care tot ce va fi în Ierusalim va fi de cea mai bună calitate. Până și pe zurgălăii cailor, care n-au nicio importanță practică, n-au nicio valoare practică. Pling, 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 pling. Poate să fie orice fel de zurgălău la urma urmelor. Nu, nu. O să fie cei mai buni zurgălăi din lume. O să fie Sfânt Domnului. Sfânt Domnului. Dacă are alergie Dumnezeu la ceva, are la mediocritate. Ne-am obișnuit să-i dăm Domnului. Ce-i dăm Domnului? Fratele Marcu avea o vorbă când ajungea de obicei la o predică de timpul acesta. Știți cum dăm noi Domnului? Cam așa. Am acasă o cușmă crăpată, spartă. O mai port vreo 2 ani și por mă dau la un sărac. Frate, hai să facem la biserică așa. Lasă că merge și așa, frate. Frate, hai să punem, facem. Lasă că Domnul primește și așa. Și Dumnezeu se uită. Eu vreau să vă duc într-o lume desăvârșită. Desăvârșită. Și vreau să vă trezesc pofta de mâncare încă de viața aceasta, din pământul acesta. Vreau să trăiți sfințenia. The best! Să fiți cei mai buni în tot ceea ce faceți, să fiți cei mai buni. Cei mai buni, cei mai buni. Ești chemat să fii un inginer, fii un inginer, cel mai bun inginer spre slava lui Dumnezeu. Ești chemat să cânți la pian, cântă excepțional pentru Dumnezeul tău. Mă înțelegeți, frate și surori, ce vreau să zic? Nu știu câți l-ați avut vreodată în preajmă pe fratele Wumbrand. N-am scăpat niciunul dintre noi predicatorii care am trecut pe la ei. Fratele Richard ne lua deoparte, cum m-a luat și pe mine deoparte, și mi-a zis: Brânzei, îmi spun frații ăștia că ai început să predici aici în hal. Eu zic: da, frate Richard. Da, frate Richard. Fratele Richard. Îmi spun că ăsta că predici în halio. Zic, da, frate. Și zic că predici bine. Da, frate Richard. Brânzei! Să te ferească Dumnezeu să fii un predicator bun. Să fii unul excelent. Dumnezeu merită excelent. Richard Wurmbrand nu i-a dat lui Dumnezeu resturi. Richard Wurmbrand n-a fost printre noi un om îndrăgostit de mediocritate. Tot ce există mai bun în lumea aceasta sunt copiii lui Dumnezeu. Nimic din ce este în lumea aceasta nu va merge în eternitate, numai tu și cu mine. Toate celelalte sunt gunoaie. Și Dumnezeu zice: vreau să fiți wow! Wow! Când se uită lumea la voi, să zică: nu se poate. Ăștia sunt altfel de oameni. Parcă sunt din altă lume. Uite cum vorbește. Uite cum se poartă. Uite la bunătatea aceasta. Nu se poate. Nu se poate. Nu se explică. Aceasta înseamnă sfințenie. Și vă urez din toată inima să lăsați pe Dumnezeu să vă sfințească. Sigur că studiul acesta are multe ramificații, multe aplicații practice. Asta e un psalm, un ăsta de încheiere, un slide de încheiere. Am o problemă cu frații penticostali. Sunteți aici frați penticostali?
Domnul să vă binecuvinteze. Și eu sunt. Vreau să vă spun că și eu sunt. N-am probleme, sunt frate penticostal. Diferențele între noi și frații penticostali sunt între cei răi, nu între cei buni. Penticostalii răi îi spun lui Dumnezeu ce trebuie, obligat să facă. Baptiștii răi îi spun lui Dumnezeu ce n-are voie să facă. Dar penticostalii buni și baptiștii buni îl lasă pe Dumnezeu să fie Dumnezeu și să facă ce vrea. Nici nu-i spun ce poate să facă, nici nu-i spun ce nu poate să facă. Nu avem probleme cu voi. Dar am probleme cu unii dintre frații penticostali care spun că semnul primirii Duhului Sfânt este altceva decât spune Biblia mea. Fraților, cum arată un om care este stăpânit de un duh de minciună? Ce îl caracterizează? Minciună. Dumneavoastră, cum arată o persoană care este stăpânit de un duh de curvie? Ce face? Curvește. Dar cineva care este plin de Duhul Sfânt, cum trebuie să fie? Sfințenia este semnul primirii Duhului Sfânt. Este grădinița lui Dumnezeu. Și dacă îl chemați ca tată pe Dumnezeu, purtați-vă în timpul privegiei voastră, cu frică și cu tremur. Calitate pentru Dumnezeu. Mijloacele sfințirii sunt în primul rând Duhul lui Dumnezeu. Nimeni nu poate să fie excelent trăgându-se de pie, de păr sau de șireturi. Nu o să fie niciodată mai înalt. De aceea ne deschidem și spunem, Doamne, trimite pe Duhul Sfânt și umple-ne de Duhul Sfânt, Doamne. Vrem să fim excelenți, invadează-ne cu dumnezeirea Ta, Doamne. Nu e nimic bun în mine, Doamne, mă pocăiesc în sac și cenușă, dar toarnă, rodește în mine dragostea, bucuria, pacea, toate, Doamne, toate. Toate. Sunt un ogor fertil care te așteaptă, Dumnezeule, să rodești în mine excelența cerului. Ceva din cer, Doamne, să se vadă în mine până când voi semăna cu chipul Domnului Iisus Hristos, cel întâi născut din fiii Tăi. Doamne, umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, ca să fiu sfânt. Al doilea este cuvântul lui Dumnezeu, sfințește-i prin adevărul Tău, cuvântul Tău este adevărul. Nu se poate altfel, fără Biblie nu se poate. Și al treilea sunt încercărilor. Fraților, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. De ce? Ca unii care știți că ați intrat în moara lui Dumnezeu. Dumnezeu vă perfecționează prin suferințe. Dacă pe Domnul Iisus l-a desăvârșit prin suferințe, cine suntem noi ca să nu ne desăvârșească Dumnezeu prin suferință. Frații mei, vă urez ceea ce îmi urez și mie. Să fiți poema lui Dumnezeu într-o lume urâtă. Să fiți primăvara lui Dumnezeu într-o toamnă spre moartea iernii care va veni. Să fiți neprihănirea lui Dumnezeu într-o lume de păcat. Să fiți adevărul lui Dumnezeu într-o lume a minciurii. Să fiți dragostea lui Dumnezeu într-o lume a urii. Să fiți binele lui Dumnezeu într-o lume a răutății. Fetelor, ce fel de soț vreți? Așa și așa? Sau un sfânt? Nu uitați însă că dacă vreți să faceți fericit un sfânt, trebuie să fiți și voi sfinte. Amin.